Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Accent Direct. Discutăm de această dată despre dialogul social, parteneriatul social, despre sindicate, doamnelor și domnilor, în primul rând. Pentru că, după cum bine știți, fiecare practic dintre dumneavoastră sunteți angajați sau angajatori și, de multe ori, trebuie să știm cu ce se ocupă aceste sindicate, care poate dumneavoastră o parte cunoașteți, o parte nu cunoașteți, ce înseamnă noțiunea de sindicat și care sunt atribuțiile directe acestei noțiuni, acestei, să-i spunem așa, organizații, asociații sau ce mai este ea, vom afla în această seară. Invitații noștri de astăzi sunt, este vorba de domnul Preguza Ion, șef departamentul juridic al Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova, unul dintre participanții la elaborarea codului muncii. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și la elaborarea legii sindicatelor, exact, cu siguranță. Exact. Domnul Nicolae Sandu, dumneavoastră credem că îl cunoașteți mai bine pentru că a mai fost dumnealui la noi, președintele Consiliului Interramural al Sindicatelor din Raionul Căușeni și președintele Uniunii Teritoriale a Sindicatului Agro-Insind. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine găsit! Guțu Tudor, jurist expert la Federația Națională a Sindicatului Agro-Insind. Bună seara! Bună seara! Și Victor Bodeanu, președintele Asociației Sindicale a Angajaților din Serviciul Public. Bine ați venit, domnule. Bună seara! Doamnelor, stimați domni, noi cel puțin de aici, în această seară, ne-am propus să avem o discuție amplă, o discuție cât se poate pe termeni mai simpli, pentru că să ne înțeleagă fiecare angajator, fiecare salariat, ce vrem noi, care este mesajul nostru din această seară și ce vrem să le transmitem. Așa că vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Preguza, care este importanța dialogului social și, în genere, a sindicatelor din Republica Moldova? Dacă să vorbesc, cum am spus dumneavoastră, cu termeni mai simpli, aș răspunde la această întrebare în felul următor. Dialogul social are o importanță deosebită în sfera muncii, deoarece anume acest mecanism constituie, pârghiile cele mai eficiente de realizare a drepturilor și intereselor partenerilor sociale. Am în vedere a salariaților, a angajatorilor și a statului, prin intermediul autorităților publice. Dialogul social are o importanță deosebită și prin faptul că este, deci, mecanismul prin care sindicatele își realizează drepturile sale, ceea ce ține de participarea sindicatelor în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative. Participarea sindicatelor la soluționarea situațiilor de conflict. Parteneriatul social, în principiu, este un mecanism în sfera muncii care asigură, o pace civică în colectivele de muncă și chiar în societate. Atunci când discutăm despre parteneriat social, putem vorbi și despre negocieri între acești trei parteneri? Exact. Anume că negocierile colective constituie poate unul din cele mai importante mecanisme de realizare a parteneriatului social. Deci noi deseori spunem că cele mai eficiente mecanisme de apărare a drepturilor și intereselor salariaților sunt, în primul rând, negocierile, și a doilea, participarea sindicatelor în procesul de elaborare a proiectelor, cum am spus, de acte normative. Deci, parteneriatul social se realizează, în primul rând, prin negocieri dintre partenerii sociali. Deci, cea mai eficientă metodă. Evident că noi avem și alte metode, spre exemplu, consultări reciproce cu partenerii sociali, deci orice altă metodă care se încadrează în activitatea partenerilor pe problemele ce țin de interesele sale. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Sandu, pentru că cei de la Căușeni vă știu ca dintotdeauna că sunteți un sindicalist, un om care apărați cel puțin drepturile angajatorilor și poate și a angajaților. Ce înseamnă acest termen de sindicalist și care este rolul sindicatelor pentru Republica Moldova? Termenul de sindicalist
este un termen bine cunoscut. În ultimul timp, el își, sensul lui își are altă amploare, fiindcă mai pândăunăz, sindicalismul întotdeauna se contopea cu ceva, înțelegeți, cu o șefie, adică sindicatele erau o rezervă cuiva, sindicatele se ocupau cu ceva și cu totul. Astăzi, noi, liderii sindicali, stăruim ca fiecare angajat să simtă sindicalist. Sindicalist înseamnă un om care luptă pentru drepturile sale. El e unit într-o coiziune de oameni, adică într-o organizație cu oameni cu aceleași țeluri, care au unicul țel, să apere drepturile sale social-economice. Pârghiile de apărare este, au fost expusă, noi îl cunoaștem, spațiul legislativ pentru asta este destul ca fiecare angajat să-și poată apăra drepturile sale. Prin intermediul emisiunii de astăzi, prin intermediul ziarului Căușeni, prin întâlnirile pe viu, noi avem un singur țel, să trezim interesul la fiecare angajat ca să știe îndatoririle, drepturile sale, ca fiecare angajat să nu aștepte o mană de la cineva. Dar noi, mai precis în societate, cred foarte mult în politici. O să vină un prim-ministru și o să ne hotărască problemele, o să vină un președinte de țară, o să vină un partid. Asta e o iluzie. Că noi știm de acum, ne-am convins că fiecare la locul său de muncă trebuie să știe fix, concret, cu ce trebuie să ocupe, care e rolul lui și ce trebuie să ceară de la angajator. Până noi nu am antrenat pe toți cei care sunt angajați în munca aceasta foarte importantă, noi o să batem apa în piu. Fiindcă dumneavoastră s-a relatat că e ca înainte sindicatele erau văzute, noi avem drapele, întreceri sociale și mai departe. Astăzi, rolul sindicatului, eu îl văd în primul rând, la colectivul de muncă, să fie negociat, încheiat și adus la cunoștința tuturor angajaților un contract colectiv de muncă real, care poate să fie îndeplinit și de angajat, și de angajator și de angajat. Este clar. La nivel de raion, noi avem partenerii noștri sociali care ne confruntăm zi de zi. Patronii este o castă specială în societatea noastră, adică în lumea economică, oamenii cei care se ocupă cu organizarea economiei, procesul economic, care astea, și cu reprezentanții statului, adică organele publice locale. În munca asta toate zilele, așa se întâmplă că angajații întotdeauna sunt în disfavoare, fiindcă statul și-a creat pârghiile sale, legitime, unde își e de la produs final la spunem produsul brut, spunem, care se produce în societate, statul s-a creat partea lui, adică sunt organe și trecut timpul respectiv trebuie de plătit. Angajatorul întotdeauna mumește că el trebuie să organizeze mai departe și aia că l-a angajat, întotdeauna rămâne fărmăturile. Și aia că rolul văd eu dialogul social la toate nivelurile, ca noi să obținem o echitate în împărțirea bunului ăsta. Adică să fie salariul bine negociat și astea, ca să-l obținem. Să fie real, dar nu promis și cu anii neplătiți. E clar, eu nu vreau ca să fim noi acum ca la școală, fiecare să fie întrebat pe rând, dacă dumneavoastră... Eu aș vrea să completez la cele spuse de colegul meu, că ca să fii sindicalist este un lucru onorabil. Deci fiecare membru de sindicat poate fi sindicalist. Însă în cazul în care el are o activitate deci apreciată sau chiar este un membru al comitetului sindical sau este lider de sindicat, un președinte a organizației sindicale primare. Deci spuneam că este un lucru onorabil deoarece el ai o încredere, te bucuri de o anumită stimă și respect din partea colectivului.
și tu lucrezi pentru apărarea drepturilor și intereselor colegilor săi, membrilor de sindicat. Dacă tot discutăm despre parteneriatul social și dialogul social, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Guțu, pentru că sunteți jurist expert și chiar ar fi interesant și cred eu că ar trebui de nominalizat acum care sunt actele normative, legile care se referă la acest parteneriat social în Republica Moldova. Deci, sarcina sindicatului este de a cere de la partenerii sociali respectarea cadrului legal a ceea ce țin de raporturile care reglementează raporturile muncii. Deci, începând cu normele din Constituție, normele constituționale, codul muncii, care este consacrat în întregime raporturilor, reglementare raporturilor de muncii, convențiilor naționale, convenția națională negociată la nivel național, este tot un act normativ foarte important. Convențiile ramurale, care se negociază la nivel de ramură, de ministerie, cum sunt la noi, convențiile teritoriale, cum aveți dumneavoastră la Căușeni, încheiat de domnul Sandu în colaborare cu patronatul, cu autoritățile publice locale, până la contractul individual de muncă, toate acestea, inclusiv și, să nu uităm, și de contractul colectiv de muncă la unitate, care este un document fundamental în raportul de muncă colectiv și angajator. Și, desigur, contractul individual de muncă este tot un act primar, practic, când angajatul se angajează, deci primul document care îl semnează este contractul individual de muncă, care este, desigur, la baza lui stau toate cele acte. Să înțeleg că în Republica Moldova acte normative sunt destule, baza legală e pusă. Să dobândim ca ele să fie respectate. Fundamental. Ați formulat, deci dacă să vorbim despre actele normative sau actele legislative, inclusiv cele normative, care reglementează activitatea de parteneriat social, ar trebui să o luăm chiar de la prevederile constituționale. Deci avem articolul 43 din Constituție care prevede sau specifică dreptul de a negocia, dreptul de a încheia convenții sau contracte colective. Mai mult ca atât, Constituția garantează că caracterul negocierilor și prevederilor convențiilor colective este garantat. Este garantat. Deci dacă vorbim de o convenție colectivă, deci evident că noi în cele din urmă obținem un act normativ care reglementează raporturi colective de muncă. Este clar, dar da. Și nu numai. Deci noi am putea aici să enumărăm un șir de convenții ale Organizației Internaționale a Muncii ratificate de Republica Moldova care se referă la activitatea de dialog sau parteneriat social în sfera muncii. Și totuși, domnule Preguza, în Republica Moldova, când vorbim despre salariat și angajator, deseori în diferite organizații apar probleme. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Bodeanu, dacă toate problemele sociale sau deciziile care sunt luate la nivel de angajator sau la nivel de chiar și autoritate publică sunt discutate în cadrul sindicatelor. Eu aș vrea să spun că, într-adevăr, colegii au vorbit sau au menționat că rolul sindicatului în societate este un rol foarte important, deoarece, conform legislației în vigoare, și acum numai s-a subliniat că legislația avem, dar trebuie respectată, pentru că este prevăzut că anume toate angajările, toate strămutările, toate motivările, pedepsele care se petrec în colectivele de muncă trebuie să fie coordonate cu sindicatele. Adică, în fiecare organizație primară, în fiecare colectiv de muncă, indiferent, în agricultură, în administrația publică, în alte domenii, economie și așa mai departe, învățământ, văd că toate mișcările care, tranzacțiile în cadre, trebuie să fie coordonate cu colectivele. Adică cu organizația sindicală. În toate colectivele sunt formate, fondate organizații primare a sindicatelor. Și în primul rând, sindicaliștii, adică membrii de sindicat, trebuie să cunoască drepturile,
și să poată ca să le apere. Neștiind dreptul, nu poți să aperi dreptul, adică să tinzi pentru ceva ca să capezi dreptatea. Și cu părere de rău, la noi există cazuri când practic ignorează sindicatele. Vreau să menționez că sunt formate comisiile de concurs, adică legea 158 a serviciului public prevede că se angajează în serviciu public prin transfer, prin promovare și dacă nu epuizează aceste două variante pe bază de concurs. Iată, comisiile, formând comisiile de concurs, e obligatoriu că trebuie să participe și sindicatul. Da, eu știu. Dar că... din păcate vreau să zic, sunt în multe cazuri sunt când se ignorează, adică nu trag atenția, nu implică sindicatele în aceste comisii. Da, eu știu că toate deciziile luate chiar în raioanele Republicii Moldova trec prin sindicate. Este așa sau pur și simplu este o normă care ar trebui să... Ar trebui. Dacă îmi permiteți să răspund eu la această întrebare, deoarece ați spus în Republica Moldova, deci se subînțelege, deci hotărârile de guvern, legile adoptate de Parlamentul Republicii Moldova, deci așa ar trebui să fie. Deci actele legislative ce se referă la interesele sau drepturile sociale, economice, culturale, de muncă ale salariaților, ele ar trebui să fie nu coordonate, dar sindicatele trebuie să fie atrase în procesul de elaborare a acestor acte legislative și normative. Pentru că, pe de o parte, ele ar trebui să fie mai aproape de angajator și de omul care muncește și evident, ar ști deci, mai ușor problemele. Aici noi am putea să menționăm unele, zic așa, realizări cât de cât. În legea sindicatelor avem un articol aparte, articolul 14, care prevede dreptul sindicatelor de a participa în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative. Și, de regulă, Guvernul Republicii Moldova, proiectele de hotărâri, proiectele de lege care urmează să fie aprobate de către guvern, le expediază Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova pentru ca ele să-și expună opinia asupra acestor proiecte. Noi, deci Confederația, prin intermediul Departamentului Juridic, este implicată, aș spune, în mare măsură în această activitate, deși sunt cazuri în care unele modificări la actele legislative, iarăși pe probleme social-economice, ocolesc sindicatele și ajung în Parlament fără ca să obțină opinia sindicatelor. Cu toate că de-a lungul timpului sindicatele au obținut careva legi. Noi de fiecare dată încercăm să obținem modificări la legislație care reflectă drepturile și interesele salariaților. Deci, dar cum am spus, sunt cazuri în care ne pomenim că a apărut o modificare chiar și în codul muncii, la care sindicatele n-au fost solicitate. Dar ce vreau să zic? Problema a fost abordată, chiar pusă în discuție. Deci între conducerea Confederației și guvern și în cele de urmă a fost dată o dispoziție că toate proiectele de act normative să fie prezentate Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru ca să-și expună opinia. Chiar și în cazul în care noi examinăm majoritatea acestor proiecte de act normative și ne expunem opinia, nu întotdeauna propunerile sindicatelor sunt luate în considerare. Dar vreau să-l întreb acum, pentru că mi-a apărut această întrebare a domnului Sandu, în scopul intensificării protecției sociale a angajatorului Agroinsind din raionul Căușeni, ce a obținut în conlucrare cu autoritățile publice locale din nivelul 2, sigur că da. Principalul ce am obținut convenții colectiv nivel raional, care, să mă credeți, nu așa atât de ușor reprezentanții organelor publice locale merg la lucrurile astea, în context ce a spus domnul Preguza referitor la
articolul 14, 12 și 13, unde fiecare, la orice nivel, organele publice locale trebuie să pună la sindicatelor dispoziție orice proiect de lege, de hotărâre și cine de probleme sociale economice. Ei nu o fac fiindcă cam, mă rog, nu le place ca când noi sindicatele ne implicăm în problemele astea în cauză, fiindcă noi întotdeauna vedem acolo, căutăm care e drepturile noastre. Noi căutăm ca orice hotărâre să nu fie îndreptată la realizarea drepturilor sociale-economice a angajaților. Noi la nivel de raion am obținut, la nivel de interamural, în primul rând toate proiectele bugetului de stat la anul respectiv ne spune la dispoziția Consiliului Interamural, unde noi îl precăutăm, elaborăm propunerile noastre și, într-adevăr, cum s-a mai accentuat aici, nu totdeauna merg, dar cât de cât noi obținem. În primul rând, atragem atenția, că așa trebuie să fie, fiindcă, încă o dată repet, că la orice nivel dialogul ăsta social întotdeauna caut fiecare partener să fie, să tragă cenușa la turta lui. Mai ales când e vorba de sindicată, că de colectiv de muncă. Același angajator stăruie ca să undeva se lizeze conducători de diferite niveluri și noi suntem datori și asta o facem, dar încă se vede că nu la nivelul acela care ar trebui, ca într-adevăr oamenii sunt în primul rând. Și eu iară beneficiez de lucrul de emisiune de astăzi, mă adresez la toți ca să fim mai activi toți, și liderii sindicatelor, dar și fiecare angajat în parte. Să nu fie vitrig, adică să fie indiferent de ceea ce se face în colectivul de muncă. Noi trebuie să ne spunem păsul nostru. Și atunci, numai prin asta, prin activismul nostru, noi o să impunem pe ceiași parteneri sociali să socoată cu noi. Noi trebuie să fim în măsură credibili și în măsură bună. Trebuie să fim mai obraznici undeva, mai radicali, fiindcă sunt cu noi, nu se poate de... Eu aș spune că Consiliul Raional, în cazul în care ar acorda posibilități Consiliului Teritorial Interamural a Sindicatelor din Căușeni să se expună asupra proiectelor, deciziilor, hotărârilor consiliilor, în cel de urmă ar avea numai de câștigat. Numai de câștigat. Noi cunoaștem această experiență în mai multe raioane, chiar și experiența colegilor noștri peste hotare și autoritățile publice. Atunci când solicită opinia, consultă opinia sindicatelor, evident că actele sunt acceptate, sunt susținute, apar probleme care revin la o nouă reexaminare și un lucru normal prevăzut de lege. Dar eu consider absolut necesar și aș vrea să atrag atenția sindicatelor la nivel de unitate și angajatorilor, adică n-aș vrea să supărăm pe nimeni. Proiectele de ordin a unui angajator pe problemele social-economice ale salariaților trebuie să fie prezentate comitetului sindical la unitate pentru ca sindicatul să-și expună opinia. Deci acest lucru este prevăzut iarăși în lege. Evident că mulți angajatori ar putea să spună: păi poftim, las solicite comitet sindical proiectul de ordin și eu îl ofer. Deci ar trebui aici, cum a spus colegul Sandu, și noi să fim mai insistenți, să cunoaștem drepturile, să cunoaștem mecanismele prin care se realizează aceste drepturi și angajatorii cred că nu or să aibă încotro decât să accepte respectarea drepturilor sindicale. Și salariații mai activ. Domnul deoarece, uitați-vă, un principiu care stă la baza activității parteneriatului social este de a recunoaște drepturile reciproce ale partenerilor sociali. Angajatorul nu are decât să recunoască drepturile comitetului sindical, sindicatul nu are decât să recunoască drepturile angajatorului. Dacă vorbim de reducere de cadre la unitate, păi noi înțelegem că reducerea de cadre este un drept al angajatorului. Dar procedura de concediere a salariatului, în legătură cu reducerea, cer iertare, nu de cadre, dar reducerea funcțiilor unităților, de acum sindicatele aici au totuși se întâmplă disponibilizări în Republica Moldova, în diferite organizații. Domnule Bodeanu, dumneavoastră tot doriți... Eu am vrut să completez puțin colegii mei, că s-a discutat
contract colectiv de muncă și convenții la nivel de țară. Vreau că eu aici vreau să subliniez un moment că ce înseamnă un contract colectiv de muncă, ori un contract individual, colectiv de muncă. Și ce însemnătate au ele pentru un salariat? Asta este un act normativ, asta este o lege, așa, în cadrul unității unde este încheiat, întocmit acest contract de muncă, care nu are nimic, adică nu urmărește nimic decât să beneficieze, adică cât angajatorul, atât și colectivul nu mai are de câștigat. De ce? Că angajatorul, el știe concret, încheiând acest contract de muncă, că angajația nu o să migreze, adică nu o să fie plecări, adică să elibereze din muncă, fiindcă îi garantați condițiile care le-au înaintat față de angajator o să fie îndeplinite și angajații știu că stabil o să lucreze și îndeplinească cu cinste funcția? Obligațiunile de care le au de funcții și o să are de câștigat întregime și unitate. Chiar vreau să, da, pe domnul Guțu vreau să-l întreb aici pentru că totuși contractul colectiv de muncă se desfășoară pe un anumit termen, de fiecare dată. Dar există cazuri când foarte mulți angajatori, mă refer aici chiar la oamenii de la sate, care iau angajatori pe anumit termen, de exemplu, numai pe perioada verii sau numai pe perioada de 3 luni a unui an și dumnealor ar trebui, după lege... Dacă îmi permiteți, colegul meu, dacă nu se supără, deci să răspund eu la această întrebare. În ierarhia actelor normative la nivel de unitate, contractul colectiv de muncă este cel mai important. Constituția locală. Poftim? Constituția... Noi deseori spunem că contractul colectiv de muncă la nivel de unitate este un mini-cod al muncii. Deci este o lege a muncii la nivel de unitate. Codul muncii, în acest sens specific, următoarele. Conținutul și structura contractului colectiv de muncă se determină de către părți. Adică părțile pot conveni la orice situații să fie reglementate în contract colectiv de muncă. Legea stabilește o singură interdicție. Ceea ce specificăm, la ceea ce am convenit noi în contract colectiv de muncă, să nu lizeze drepturile și interesele salariaților. Deci, nivelul maximal nu este stabilit. Ceea ce ține la salarizare, înlesnire, alte avantaje, deci, poftim, părțile determină. Dacă la întreprindere există sindicat și nu avem contract colectiv de muncă, eu consider că acest sindicat este inapt. Da, și el nu are pârghiile respective de a apăra drepturile și interesele membrilor sindicat. Asta, unu. Doi, dacă nu există un contract colectiv de muncă, păi angajatorul nu poate să asigure respectarea legislației muncii. Noi avem un principiu de bază ce ține de reglementarea raporturilor de muncă. Deci, îmbinarea reglementărilor prin lege și reglementările contractuale. Contractuale, deci anume prin încheierea contractelor colective de muncă și contractelor individuale. Și în cer iertare, și referitor la termen. E o problemă foarte, aș spune, nu numai actuală, dar e o întrebare foarte acută. Astăzi, cu părere de rău, angajatorii intenționează în cât poate mai mult să transfere salariații de la un contract individual de muncă încheiat pe o perioadă nedeterminată la un contract pe o anumită perioadă. Da, domnule Preguza, chiar vă rog să dăm cuvântul și altcuiva. Domnule Sandu, vă rog dumneavoastră. Contract colectiv de muncă, în ideal, așa, noi tindem, și a spus domnul Preguza, avem în raion, și nu numai raion la noi, sunt multe cazuri, parcă chiar și o regulă că, într-adevăr, contractul colectiv de muncă se negociază, ele sunt primite, adoptate, dar cel mai greu la negocierea contractului de muncă, în colectiv de muncă, este, într-adevăr, procesul de negociere. Aici, comitetele sindicale, noi vrem să avem acei lideri bine pregătiți, dotați cu toată informația așa, economică și așa mai departe, fiindcă angajatorul are o prăghie, are experți, are specialiști și întotdeauna, dacă noi, sindicatele, mergem pe calea aceea și nu
nu pătrundem în esență, multe cazuri semnează, se primesc contract colective, ați spune o deșarte. Eu văd și asta că astăzi cel mai important în mișcarea sindicalistă e nivelul, primul nivel, adică contract colectiv de muncă la întreprindere. Ce am făcut noi la Căușeni? La noi, în agricultură, e și mai greu ca în alte domenii, fiindcă vă dați seama cine lucrează la sat, cine a rămas la sat și, într-adevăr, noi avem influență sindicală aproape în toate colectivele de muncă, unde s-au asociat țăranii, dar acolo sunt 2-3 cărturari. Noi am elaborat am constituit o formă nouă, adică am unit toate unitățile astea de produs și toate sindicatele mici un sindicat unic a producătorilor agricoli GLIA în baza statutului nostru, agroistindului, cu un regulament de activitate unde am negociat și am adoptat un contract colectiv pentru toți. L-am copiat, l-am registrat, l-am dus la fiecare colectiv de muncă. Noi din centru ducem, adică un control cum se realizează, fiindcă asta e situația. Federația poate să vorbească domnul Guț, acum se pregătește revoluția în sindicatele de la țară. Fiindcă în situația care ne aflăm noi, atunci când toate cadrele s-au dus, când angajatorii angajează temporar, cum a spus, noi încă felul de a munci la țară e foarte complicat, fiindcă angajați permanent sunt foarte puțin, dar lucrează foarte mult, foarte mult de sezoniere, la negru. Avem probleme enorme de hotărâre. Eu de asta, de fapt, dacă trebuie să găsim în baza legislativă, adică baza legală care ne-a pus-o legislatorul noi, nu trebuie să găsim acele forme ca contract colectiv să fie înțeles și îndeplinit. Eu de asta vă întrebam, pentru că vreau chiar acum să-l întreb pe domnul Guțu și dacă, ca să putem obține răspuns la această întrebare. Există diferite întreprinderi țărănești, mici, diferiți fermieri, chiar în localitățile raionului Căușeni, care se ocupă cu diferit lucru, mai ales în agricultură. Pepineritul, de exemplu, care este numai pe o anumită perioadă a anului și tot așa mai departe. Dumnealor, de fiecare dată se plâng că nu pot angaja oameni permanenți pentru că ei practic nu. Să-i vin un om, îi plătește 150 de lei pe zi, pleacă, mâine vine altul, totodată nu poate achita impozitul la Inspectoratul Fiscal de Stat pentru că nu e permanent și se confruntă cu anumite probleme. Iată ce face Agroinsind de acolo, de la nivel central, pentru a lichida oarecum aceste probleme la nivel teritorial. Din păcate, de țărani sau de agricultori, Agroinsind, până când n-a reușit, sau este foarte dificil de a constitui organizații sindicale. Pentru a apăra plenar și eficient interesele lor, ei trebuie să fie organizați în organizații sindicale. Astăzi putem apăra conform drepturilor noastre constituționale, conform statutului. Deci, în domeniul ăsta sunt probleme și rezerve. Deci, angajarea lucrătorilor de regulă se face sezonier, la asemenea, fiindcă însuși specificul muncii este sezonier. Și constituirea lor, organizarea lor în sindicat este dificilă. Iată, aici eu mai mult practic nu pot să vă spun nimic. Dar ei pot exista unele decizii nestatutare în această privință a sindicatelor? Sau nu? În ce sens aveți în vedere? Mă refer că în cazul... Da. În gospodăria sătească, noi undeva la 30% sunt țărani asociați. Bine de rău, noi aici avem sindicat, avem contract colectiv de muncă. Cei mai mulți producători agricoli sunt neafiliați, care o bună parte dau în arendă pământul. Aici sunt cele mai mari probleme astăzi la sat, de a apăra dreptul oamenilor este. Noi am făcut o tentativă la Căușani și am constituit sindicatul țăranilor liberi. Înțelegi? Și am pus la dispoziția lor încăpere, telefon. S-a început un lucru foarte activ și
la un moment dat Federația Fermierilor de Republică a primit o decizie cu disformat acest sindicat, cum că i-au crezut că interesele, adică funcția sindicatului undeva se întretaie cu funcția federației. Și noi prima, asta a fost o piatră de încercare la Căușeni și Ungheni. Chiar s-au găsit și investitori străini undeva spre un proiect de $20,000 că să-l implementăm. Și Federația Fermierilor s-a impus lucrurile astea, s-a contrapus. Acum aia vedem că a făcut o greșeală. Trebuie să fim fermi în lucrurile astea, fiindcă într-adevăr ce se trece acum în gospodăria sătească e foarte șoană. Ăștia necesită din partea noastră spunem așa, nu cu grijă. Asta trebuie să ne implicăm imediat în lucrurile astea, fiindcă acei care eu angajează, eu pământul, arendatorii pământul, apoi nu că nu îndeplinez, dar cu lungerea, formarea contractului și așa mai departe. Oamenii foarte mult suferă. Și iară totuși la întrebarea dumneavoastră, o hotărâre care să fie nestatutară. Parcă ei n-ar trebui să-i luăm sub aripa noastră, adică fiindcă ei sunt liberi, n-au statutul lor astea, dar ea că e o problemă. Aici e lucru și lupta cu lucrul la negru și așa este. Și asta e o sarcină noastră care trebuie. Dacă tot discutam despre convenții și contracte colective de muncă, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Bodeanu, dacă aceste convenții și contracte de muncă pot avea uneori un rol negativ în privința salariatului? Sau această chestie ar trebui anulată pe baza negocierilor? Sau cum? Că, în primul rând, eu aș vrea să spun că dacă colegii au vorbit de sindicatul din agricultură, mai de bază, eu vreau să spun că la noi sindicatul din angajaților din serviciu public are o gamă mai largă, chiar și decât sindicatul din învățământ, din cultură, din medicină și alte domenii. De ce? Pentru că în sindicatul angajaților din serviciu public aici face parte mai multe din mai multe domenii. Vorba de Ministerul Justiției, vorba de Procuratură, vorba de Ministerul Economiei și așa mai departe. Adică noi avem o gamă mai largă a specificului, a specialităților care fac parte din acest sindicat. Și în fiecare colectiv de muncă este încheiat contract în fiecare colectiv, adică organizație primară, este încheiat contract colectiv de muncă. La noi, în asociația noastră, ceea ce vine la Asociația Sindicală Căușenia Federației SINDASP, vă zic că fac parte administrația publică locală de nivelul 1, adică acele 27 de organizații primare în fiecare primărie. La noi face parte de secții și direcțiile a administrației de nivelul 2, adică servicii descentralizate a Consiliului Raional, și o parte din servicii desconcentrate în teritoriu. La nivel de raion, adică există în fiecare colectiv contract colectiv de muncă, la nivel de Republică, Federație și sunt convențiile între ministeri. Adică specific la noi e diferit față de sindicatele de ramură care au o specialitate. Și totuși, dacă referitor la întrebarea care a spus-o dumneavoastră dacă are parte negativă, e clar că noi am discutat de la început că care e scopul încheierii contractului. Da? Zic că angajatorul are un scop și angajații alt scop. Adică să le se ofere condiții normale de lucru, să aibă salariul garantat, să aibă adaosuri la concediu, să aibă zile scurte înainte de sărbători și multe, multe are ceea ce prevede legislația în vigoare. Dar aici, în ce vorbesc eu de sindicatul nostru, o leacă e mai complicat la momentul încheierii contractului, adică negocierii contractului, fiindcă la noi este stabilit prin lege, noi suntem bugetari. Și este stabilit prin lege forma de salarizare, adică contumul bugetului fiecare organizație. Și aici nu prea avem noi loc de da, joc ca să asta. Dar să precizez la întrebarea noastră că contractul colectiv de muncă și convenția de fapt este un acord
reciproc avantajos. Acolo se negociază, deci nu poate ca, dacă se negociază la modul serios, că să duc careva, deci nu poate să fie în defavoarea cuiva. În mod normal trebuie să fie reciproc avantajos. Aș vrea și eu să menționez aici, în mod normal lucrul ăsta n-ar trebui să se întâmple, deoarece părțile negociază conținutul, părțile convin. Însă, avem situații în care prin contractul colectiv de muncă se lizează drepturile și interesele salariaților. Cazuri rare, dar am întâlnit. Spre exemplu, într-o convenție colectivă ne-am pomenit că părțile au convenit la aplicarea muncii nenormate. Ce înseamnă muncă nenormată? Asta, de ceva puteți să ne amintim din legislația anterioară în vigoare. Deci, angajatorul este în drept să ceară continuarea activității, să prelungească programul de muncă mai mult decât cel normal, adică de 8 ore. Cât? Atât cât este necesar. Deci noi cu toții, probabil, cel puțin de... Eu mi-am amintesc foarte bine. Munca nenormată se compensa pe parcursul anului doar cu 6 zile de concediu suplimentar, fără careva plăți. Păi unii salariați care, mai ales de serviciu public, munca nenormată care stăteau cu 2-3 ore în fiecare zi, iar să calculăm așa, cam pe parcursul an, câte ore suplimentare, fără plată. Deci aceasta, cu alte cuvinte, era o exploatare a forței de muncă în sens direct a cuvântului. Noul cod al muncii interzice. Dar, cum spuneam, ne-am pomenit într-o convenție munca nenormată. Codul muncii nu cunoaște o asemenea noțiune. Este absolut interzis. Dar aici avem, iarăși, suntem asigurați de legislația muncii. Legea spune că în cazul în care în contractul colectiv de muncă sunt specificate clauze, prevederi care lizează drepturile și interesele salariaților, ele sunt nule. Ele nu au, deci, efect juridic. Dar acest lucru ar trebui să-l conștientizeze, adică cel puțin să depistăm la timp și să oprim. Dar, iarăși zic, foarte rare cazuri când întâlnim asemenea situații. Domnule Sandu, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că există chiar în raionul Căușeni, așa cum am mai nominalizat, de fapt și în alte raioane, dar vorbim acum despre raionul Căușeni, pentru că această populație ne vede cel puțin în afara internetului, dacă e să nu vorbim despre internet, că pe internet ne văd toți. Atunci există întreprinderi care angajează salariați, nu în baza contractului individual de muncă, dar în baza cererii depuse și în baza actului de identitate. Mă refer aici la buletinul de identitate. Aici se încalcă o normă legală sau e dreptul angajatorului de a face această chestiune? Vedeți, există. Fără îndoială există. Mai ales, iarăși, mă refer la sistemul rural, unde dacă la întreprinderile, spunem, bugetare, întreprinderile care mai bine dotate, într-adevăr, angajarea se petrece numai în contract individual de muncă. La noi, în agricultură, sunt foarte multe. Chiar ne întoarcem la sezonier, iar ne întoarcem la problemele cele care mai persistă. Contractele individuale de muncă sunt valoroase, lipsă de cunoștințe juridice și mai departe există. Noi ducem lucrurile astea împreună cu Inspecția Muncii. Într-adevăr, chiar am inițiat, avem un contract de colaborare, am inițiat de la anul nou, începem să examinăm toți agenții economici, toate întreprinderile din sectorul nostru la acest capitol. Eu vreau să dau un exemplu ce a spus dumneavoastră când convenția colectivă la noi a fost. Am avut mari dificultăți cu convenția colectivă unde s-au primit la prima vedere toate normele astea legale, dar când am ajuns la protecția muncii, la bugetare, nu s-a prevăzut pentru protecția muncii bani. Fiindcă cu supratextul că nu-s bani, îi scund bugetul, n-am găsit. Noi am provocat întâlniri cu Comisia de Negocieri, de Consultări și Negocieri Colective. Am pus și, vă spun drept, primul an n-am obținut, fiindcă nu s-au găsit, s-au socotit câți trebuie bani la bugetare, sistem bugetar, fiindcă chiar ni se reproșau. Dar ce o bibliotecară, mă rog, ce trebuie, ce protecție muncii la bibliotecară, vedeți felul de nocivitate. A gândi la unii sau, demnitari. Sau și de nocivitate. Da, da, și acum asta e o întrebare care e foarte actuală și acut. Și de astea probleme sunt foarte multe. Eu încă o dată sunt convins că
munca noastră astăzi a activului sindical, de orice nivel, toate nivelurile sunt importante, vedem că cât mai dur, adică mai insistent să antrenăm toți membrii de sindicat în lucru sindicalist, de acasă, fiindcă s-o coată fiecare să-i sindicalist, fiecare știe drepturile, se poate apăra și mai departe. Și atunci multe probleme între acestea, o spune, rolul nostru, într-adevăr, să putem moderniza lucrurile, să-l punem în aceea albi care ne-o permite legislatorul. Da. Eu sunt de acord cu colegul meu, domnul Sandu, că trebuie aici să implicăm și organele de control, în primul rând inspecția muncii. Angajarea în serviciu este prevăzută de lege, modalitatea de angajare. Deci trebuie să fie perfectat contractul individual de muncă, formă scrisă. Deci în cazul în care contractul n-a fost perfectat, dar persoana respectivă i s-a permis să îndeplinească careva lucrări, neapărat că aici am putea să vorbim despre muncă la negru. Acest obiectiv constituie un loc aparte în activitatea Confederației Naționale Sindicatelor de Muncă. Am ieșit către Guvernul Republicii Moldova cu propuneri concrete și în cele de urmă am obținut astăzi o programă care prevede contracararea muncii la negru și însuși Confederația elaborează un plan de acțiuni ce țin de competențe pentru a-și aduce contribuția la diminuarea acestui fenomen. Stimați telespectatori, vă reamintim că suntem la Accent Direct și această emisiune este cu tema parteneriatul social și dialogul social. Invitații serii de altfel sunt oamenii care fac parte și țin nemijlocit de activitatea dialogului social a sindicatelor și pot să vă răspundă la toate întrebările dumneavoastră dacă ne sunat la numărul de telefon 23353. Domnule Bodeanu, vreau să vă referiți și dumneavoastră puțin la această temă, la această întrebare și să ne spuneți dacă la moment sindicatele pe care dumneavoastră de fapt reprezentați în această seară deține la mână un număr de contracte colective de muncă sau cel puțin ați văzut, ați analizat careva contracte colective de muncă din sfera raionului Căușeni. Am vorbit de la început că practic în toate acelea 39 de organizații primare care fac parte din Asociația Sindicală Căușenea angajați în serviciu public, așa, în număr de aproape 1000 de membri de sindicat, văd că absolut în toate sunt încheiat contract colectiv de muncă, așa, care au fost verificate și cu inspecția muncii, domnul Sieloci, practic în toate colectivele. Alta este că aici și s-a atenționat că, din păcate, unele contracte sunt încheiate de dorul contractelor, adică la instanță că am fost controlat, adică verificat dacă s-au încheiat ori nu, într-un mod oricare poate unele au fost și impuși ca să încheie acest contract, dar alții au într-adevăr au negociat contracte colective de muncă așa la justa valoare, adică au fost încheiate, dar din păcate sunt multe contracte care au fost încheiate la momentul când trebuia să fie încheiate și au fost puse să fie și s-au uitat des. Și când ajungi la sfârșitul anului, nici nu s-au folosit de cele prevederi care au fost prevăzute în contract colectiv de muncă. Asta e alt păcat și din partea sindicatului, cât și din partea angajatorului. Eu aș adăuga aici că contractul colectiv de muncă se consideră un act normativ eficient atunci când el specifică sau stipulează careva drepturi, angajamente, adică reciproc, suplimentar vis-a-vis de cele prevăzute de lege. În cazul în care în contract colectiv de muncă specificăm doar reglementările legale care constituie de la sine anumite garanții juridice,
Păi el nu prea are mare efect. Dar... rămâne ca un izvor de informații. Iată ce spune legea. Deși cândva noi mergeam și pe calea aceasta. Astăzi orientăm sindicatele din teritoriu ca contractele colective de muncă să prezinte interes pentru ambele părți. Deci, iată și cum a spus colegul meu, parcă interesele părților diferă. Dar când este vorba de negocierea și semnarea unui contract colectiv de muncă, aici interesele trebuie să coincide. În cazul în care vom propune de a specifica în contract o clauză, o prevedere care nu prezintă interes pentru angajator, păi angajatorul poate să nu semneze. Și invers, pentru salariață nu o să fie disemnat. Deci contractul trebuie să prevadă momente care reflectă interesele părților. Da, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Guțu, pentru că mi sugerează acum regia și este un telefon, dar nu vrea să revină în direct, să vină în direct, dar cineva întreabă, exista cândva la pedagogi al 13-lea salariu? Adică în contractul individual de muncă era stipulat undeva al 13-lea salariu. Doamna sau domnul susține că de câțiva ani nu îi se mai achită al 13-lea salariu. Este o încălcare sau contractul, cred eu că așa vrut, se poate modifica fără deci, a ține da, cunoștința? Am înțeles. Deci eu nu știu ce prevedere au în convenția la nivel de ramură, nu știu ce prevedere au la nivel de unitate. Poate fi prevăzut așa plăți de 13 salariu. Și nu mă pot pronunța dacă e cu totul din alt domeniu. Deci este din învățământ. Nu contează că această situație a apărut în domeniul educației sau agriculturii sau în construcții. Codul muncii prevede plata pentru rezultatele activității anului. De ceea ce poate fi numit ca salariul al 13-lea. Însă modalitatea de plată, condițiile, se determină printr-un regulament la unitatea respectivă. Adică această plată poate avea loc în cazul în care sunt sursele necesare. Deci regulamentul se elaborează de către angajator, se aprobă împreună cu acordul comitetului sindical, așa a făcut un document la nivel local prin care reglementează modalitatea de plată, de distribuire, de diminuare a cuantumului acestei plăți. Legea permite. Dar el trebuie să fie prevăzut în buget, doar ei sunt bugetari. Păi iată, și trebuie să fie negociat la nivel păi de... Eu și zic, dacă sunt surse... Sindicatul ar trebui să găsească cele posibilități de a propune angajatorului această plată, adică să găsească... Face în cadrul parteneriatului, păi, dialogului social. Deci dacă sindicatele nu cer, deci nimeni nu o să le ofere. Deci, eu cred că aici întrebarea ar trebui să aibă un răspuns de felul următor. Legea permite, dar documentul care reglementează această plată trebuie să fie elaborat la nivel de unitate în funcție de posibilitățile financiare. E clar. Domnule Guțu, dacă Federația Agroinsind a negociat oarecum o convenție cu Ministerul Agriculturii și cu Ministerul cu patronatele, și ce conține această convenție? Da, eu chiar am această convenție aici la mine, special am luat-o. Convenția cadru a fost negociată încă 2007, pe parcursul anului a fost modificată și completată aproape anual și iată ultima modificare și completare a fost pe, la data din nou luna iunie 2001. Deci ca dovadă că la noi deci vreau să vă spun ce sunt de salarizare, fiindcă asta e problema primordială, pentru orice angajat, asta e salariul. Dacă la nivel de național a fost stabilit salariul tarifar pentru prima categorie de calificare 1100 de lei, deci la nivel de ramură, în agricultură, noi am reușit să dobândim, am negociat 1150 de lei. Asta pe ramură.
Acum, noi, deoarece ramura agriculturii are mai multe subramuri și noi le numim branșe, avem o experiență nouă de a negocia acest salariu pe branșă. De exemplu, în procesarea cerealelor am reușit să negociem salariul tarifar pentru prima categorie de 1350 de lei. Deja mai mult decât media pe ramură. Dar și chiar și media salariului. Deci, vedeți că există posibilitate, în funcție de posibilitățile branșei, să mărim acest minim. În asta și constă dialogul și negocierile de a cere cât mai mult, da, cât clar. Posibil pentru e a... Avem puține minute la dispoziție, dar multe întrebări. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Sandu, ce își propune Agroinsind teritorial de aici, de la Căușeni, să realizeze în viitor pentru angajații din raionul Căușeni. Dacă aveți deja un plan bine determinat, haideți că nu discutăm despre 2011, dar din 2012 încolo. În primul foarte rând, ne întoarcem la ceea ce ne-am adunat azi. Avem convenții și contracte colective de muncă. În primul rând, ne punem ca la fiecare agent economic să achite salariile câștigate. Și vreau să informez aici că, cu excepții la noi, majoritatea agenților economici la timp achită în bani salariile. Ele corespund cu cifrele negociate, fără excepții. Și noi întotdeauna ținem sub control achitarea salariilor și crearea, iată ce putem noi, crearea condițiilor de muncă. Două probleme care sunt la noi la ordine de zi, zi de zi, noi obținem ca în fiecare organizație, fiecare colectiv de muncă să fie cât ori de cât create condițiile de muncă și plătirea la timp a salariului. E clar. Domnule Bodeanu, ce se poate întâmpla în cazul în care într-o organizație, indiferent de statut, SRL, întreprindere individuală, întreprindere țărănească, indiferent de statut, nu există sindicat? Păi nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă lucruri foarte serioase. Da, adică se poate confrunta într-un moment dat angajatorul că nu are cine îl proteja? Nu angajatorul, salariații. Salariații, deci, da. Exact. În cazul în care în colectiv nu există, colectivul nu este organizat în sindicat, fiecare salariat rămâne unul la unul cu angajatorul. Și evident că el nu are imunitatea, capacitatea, salariatul, să-și apere drepturi și interese din mai multe motive. În primul rând, evident că angajatorul are mai multe pârghii de presare, de influență asupra salariatului. Salariatul nu-și cunoaște în măsura necesară drepturile sale. Și nu rămâne decât să, în cea mai mare măsură, să devină o forță care este exploatată. Da, domnule. În cazurile când se eliberează, vor să pedepsesc angajații, adică salariații, vreau că când ajunge cazul de judecată oare în alte instanțe, nu pot să-l atragă la răspundere pe angajator, fiindcă că studiu n-am o organizație, n-am avut cu cine să mă sfătă. Eu în context vreau să spun că noi am lansat și suntem pe aceeași poziție. În fiecare colectiv de muncă, în economia reală, trebuie să conștientizeze. Dacă nu sunt uniți, atunci nu vor obține nimic suplimentar la ceea ce... Adică, și facem un aviz la stadion unde se află sediul Uniunii Teritoriale a Sindicatelor, ușile sunt deschise non-stop, aproape, eu fără excepție, fără astea, fără umor, adică de luni până duminică sunt oameni, avem avocați, avem juriști, avem oaspeți noștri care întotdeauna ne susțin, veniți, noi o să dăm toate informațiile de rigoare, o să faceți tot posibil, o să ajutăm angajații ca în orice întreprindere să creăm sindicat, să-l înzestrăm cu tot cele necesare ca să poată apăra drepturile sale. Și în cea mai mare măsură, salariații conștientizează tot mai mult că menirea sindicatelor este nu numai de a distribui buletin de tratament,
dar și apărarea drepturilor și intereselor prin alte metode, prin alte pârghii. Și nu în zadar, deci este o lozincă. Vrei dreptate? Intră în sindicate. Așa, eu vă mulțumesc. Dar, este un sfârșit foarte frumos al emisiunii. Noi suntem cei care rămânem mereu la dispoziția salariaților, cu toate pârghiile, mecanismele ce țin de competența sindicatelor. Nu. Avem telefon, avem linii fierbinte de telefon chiar și la Chișinău. Eu sunt gata să o spun, deci 23 76 39, orice când, și răspundem la aceste telefoane, adică acordăm asistență juridică salariaților chiar și în cazul în care nu este membru de sindicat. Și deseori salariații se interesează cum să ne organizăm în sindicat. Iarăși noi rămânem la dispoziție, cum a spus tu, domn Nicolae. Deci, principalul să cunoaștem cine dorește să se organizeze sindicat, deoarece aderarea la sindicat este benevolă. E clar. Eu vă mulțumesc enorm de mult că ați participat la această emisiune. Avem foarte multe de discutat, dar credem că ne vom mai întâlni în această componență și vom mai discuta despre rolul sindicatului și atribuțiile directe acestuia. Să știți că credem noi, estimați telespectatori, că această emisiune a deschis mai multe paranteze, cel puțin pentru dumneavoastră, pentru salariații zilnici care sunteți, cu siguranță munciți undeva. Astăzi, în cadrul emisiunii de Accent Direct, au fost invitați Preguza Ion, șef departamentul juridic al Confederației Naționale a Sindicatului din Republica Moldova, unul dintre participanții la elaborarea codului muncii și a legii sindicatelor, Tudor Guțu, jurist expert la Federația Națională a Sindicatului Agroinsind, Victor Bodeanu, președintele Asociației Sindicale Angajaților din Serviciu Public, și Nicolae Sandu, președintele Consiliului Interramural a Sindicatului din Republica Moldova și președintele Uniunii Teritoriale a Sindicatului Agroinsind. Vă mulțumesc de participare. O seară cât mai reușită dumneavoastră și vă dăm întâlnire joia viitoare de la orele 20, tot aici la Accent Direct.